Credeți că dosarul în care sunteți cercetat este unul politic? Nu. Este vorba de o crimă odioasă pe care am comis-o și eu și soția mea, care sigur că trebuie pedepsită cu duritate maximă, cu o pedeapsă care poate nici nu există. Poate trebuie modificat codul penal, să fie o pedeapsă maximă, să fii președinte de Consiliu și din o multitudine de instituții pe care le ai în subordine, să-ți permiți să nu știi că doi angajați nu prea vin la serviciu, așa ceva trebuie pedepsit și cu maximă fermitate. S-ar compromite toată lupta anticorupție dacă nu s-ar întâmpla așa ceva și sigur că n-am ce să fac. Duc și această cruce.